Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă gândeam chiar în dimineața asta dacă și noi ar trebui să venim la radio cu ghiozdan, cu manuale, noi ar trebui să avem domnul ăla, care e foarte mare. Da, l-a dat dicționare, chestii. Dacă luăm toate edițiile, atunci să te ții. Da, da, avem mașină și le cărăm cu mașina, știi? Păi da, dar tot le care încoace. CD-uri. Ar trebui să vin cu CD-urile de acasă. Eu vin cu casete. Sau cu casetele. Bine, nu mai apucăm să noi dăm foarte multă muzică dimineața, dar niște casete ar trebui să avem cu noi. Păi, practic, două, trei melodii și a rezolvat programul. Uh-huh. A venit momentul discuției noastre despre greutatea ghiozdanului copilului, da? V-am invitat ieri să vă cântăriți ghiozdanele copiilor și să ne sunați în dimineața asta, să ne dați mesaje, să purtăm o discuție despre ce cară copiii la școală în fiecare zi în ghiozdane. Și, evident, prima care vrea să intre în dialog cu noi este colega noastră Vio, care este secretară de emisie de la Virgin. Are doi copii. Bună, Vio! Bună dimineața! În ce clasă sunt puștii tăi? A doua, cel mic, și fetița a clasa 5-a. Aha! Și cât cântărești ghiozdanele? Cântărești ghiozdanele constant așa? Sau? Ei, nu le cântăresc constant. La două săptămâni. La două săptămâni cântărești ghiozdanele? Depinde și de mărimea semișului. Dar la fiică mea, de exemplu, am făcut asta mai des, pentru că efectiv mă îngrozește. Abia îl ridic eu de jos. În ce clasă e? E clasa a 5-a. Și nu mai au în clasă dulăpioare din acelea că povestea Luca ieri, de faptul că unii își pot lăsa în dulapurile din clasă materiale. Dar de ce nu mai au? Pentru că se consideră că sunt mai mari și au nevoie de mai mult spațiu în clasă, sau clasa e mai mică, nu-mi dau seama, dar nu mai au dulapuri în care să-și poată lăsa. Fimiu, la clasa a doua, are dulăpioare, își lasă materiale acolo. Este o chestie foarte relativă cu dulăpioare. Adică cine are părinții sau copiii care au noroc de clasă cu dulăpior, rezolvă parte. Dar în general, sunt rezervate copiilor din ciclu primar. Cam așa. Da, când era cu dulăp sau dacă cu dulăpior și își lasă manualele și materialele acolo, acasă, după ce își face temele? Păi uite, fiica mea, de exemplu, lucra cu tableta, avea manualele digitale și le deschidea acasă de pe tabletă. Ok. Ce PDF și... asta? Da, PDF erau manualele. Aha. Dar și nu mai are manuale? Acum are manuale fizic, adică le avea fizic și în clasele primare, dar le lăsa în dulapurile de la școală. 0372069599. V-am chemat ieri, v-am invitat să vă cântăriți ghiozdan, să cântăriți ghiozdanele copiilor, să vorbim despre asta. Cântărești și copiii? Că aveam ieri discuția asta, păi da, cu cât cântărește copilul și cât cântărește ghiozdanul. Am cântărit și copilul și ghiozdanul. La fiica mea, de exemplu, are 25 de kilograme, iar ghiozdanul ei are 6 kilograme. Exact, deci, cum spuneam ieri, Luca, vezi? Da, hai să trecem repede peste asta cu fiica care are 25 de kilograme, că mie mi s-a făcut rău. La clasa a 5-a, nu? Da. Așa-s mai fir firei ai mei. Fiul a 7-a și are 70. Ulio. Nu cred. Da. Ștefan are 1,70 m ceva și 70 de kilograme. Pentru că e înalt de aia. Da. E doar înalt, nu? Oasele mai grele. Nu, e doar înalt. Aduce cu mine. Cu tine. Aduce, dar e și sportiv. Dar avem aici mesaje. Fiți atenți. Zice așa. Fata mea are 13 ani, are scolioză. Face de 2 ori pe săptămână kinetoterapie. Poartă corset pentru corecție. Am convenit cu doamna dirigintă ca fata mea să ia numai caietele la școală, fără manuale, fără auxiliare. Cu toate astea, ghiozdanul ei are uneori 5 kg, fetița având 35 de kg. Altcineva ne spune: fiul meu are 14 ani, este clasa a 8-a, tocmai am cântărit ghiozdanul lui, are 6 kg și spune că are nevoie de toate cărțile. Ce să facem? Profesorii spun că au nevoie de toate cărțile, plus de culegeri. Asta ne-a scris Dan. Iar altcineva ne-a mai spus că deci până băiatul are... am mai scris un mesaj de asta, am pierdut șirul. Anul trecut, în clasa 8-a, avea 3-4 zile pe săptămână ghiozdan de peste 9 kg. Norocul nostru că e școala aproape. Și fiul ăsta mare bea multă apă și el pleacă practic la el cu 2 litri de apă aproape. Un litru jumate. Și cu mâncarea nouă sandwich, nu? Cum mănâncă 037-206-9599. Și am vrea să înțelegem asta. Ok. Deci înțeleg că unii părinți sau unii copii au noroc că pot să-și lase manualele, echipamentul la școală. O parte. Alții trebuie să negocieze cu profesorii, cum e cazul ascultătoarei noastre, a cărei fetiță are scolioză. A negociat, bun, hai, în cazul ăsta special nu mai purtăm manuale, da? Vrem experiențele voastre personale și dacă ați reușit să vorbiți cu școala, să înțelegeți ce se întâmplă, de ce sunt ghiozdanele de grele și ce răspunsuri ați primit. 03
0372069599 și dacă nu aveți cum să ne sunați, că o să fie în trafic, vă e mai ușor, dați-ne mesaj audio pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Vă așteptăm. Troller, se duce la școală cu trollerul. Se poartă și trollerele, da. Eu am văzut, dar nu foarte frecvent. Nenică. Sunt și mai scumpe și mai... Dar cum să și paradoxal, eu purtam, când am fost student, că eram mai puțin decât câte manuale treia să car cu mine când mă duceam la școală. Ești nebun, ajunsese, mergeam cu o mapă la școală. Bine, la nu eram școală sau cel la mai, facultate? Cel mai bun exemplu. E la școală. La facultate mă duceam, aveam hârtii, A4, în foaia A4, scriam pe ele cursuri și învățam după cursuri. Eram ignoranți. Da. Nu am amestecat școala generală cu facultatea, da. Că așa e altă discuție. Hai să vedem. Zici? Da. 0372069599. Cristina, bună dimineața. Da. Dimineața. Despre greutatea ghiozdanelelor vorbim. Bună dimineața. Care e experiența? Bună dimineața. Da, un subiect greu și pentru noi ca părinți și pentru copiii noștri. Și la propriu și la figură. Ce să vă zic? Da. Aian este în clasa 7-a și învață la un colegiu dintr-un alt oraș decât localitatea de domiciliu, deci plus navetă. Da. Ieri, la inițiativa voastră, am hotărât să cântăresc ghiozdanul și o să-l și redenumim. O să-l numim Raniță. Are 7,3 kg, fără echipament de sport, fără apă, fără mâncare. 7 kg? Ce conține? Eram forța metalic sau? Nu. Ce conține? Cărți, caiete de lucru, trusă de geometrie, culegeri și așa mai departe. Și, dar oare dacă vorbiți cu școala, dom'le, hai să găsim o soluție cu ceilalți părinți, hai să găsim o soluție, nu putem să punem copiii să care câte 7-8 kg în spate în fiecare zi, câte o oră, da, cât ajung ei până la școală. N-ar exista o soluție, nu s-ar putea? Dar oare de ce nu vine școala cu o inițiativă în sensul ăsta? Profesorii ei nu văd ce trebuie să care copiii? Ei nu se preocupă profesorii, de asta? Profesorii sunt și ei oameni și sunt și ei funcționari. Cred că ar trebui schimbat sistemul. Păi nu, dar tocmai lasă sistemul. Era digitalizării. Bun, Cristina, da. Sistemul e format din oameni. Da. Profesorul, învățătorul, el are inclusiv o legătură afectivă cu copiii cărora le predă. El nu vede copiii aia trebuie să care 20% din greutatea lor în fiecare zi. Mai oamenii ăștia n-au nicio reacție. Nu pot să înțeleg ce se întâmplă. E o situație care se repetă de 30 de ani, Vlad, de 30 de ani. Poate și mai bine. Avem chiar un ascultător. Și asta nu justifică. Ne-a dat un mesaj. Acum, că dacă e de 30 de ani, rămâne așa pentru totdeauna. Tocmai pentru că de 30 de ani trebuie schimbată cât mai repede. Cumva cred că trebuia să profităm de momentul ăsta din lockdown, când s-a făcut foarte multă școală de acasă și poate că digitalizarea ar fi trebuit să intervină aici și să se combine. Mulțumim, Cristina. Au fost multe situații în care n-a funcționat, dar vreau să revin la asta cu anii 90, foarte scurt. Ne-a dat un ascultător mesaj și ne-a spus că el în anii 90 a fost amânat cu un an de părinți cu mersul la școală, pentru că era ghiozdanul prea greu și el era prea firav ca să care un asemenea ghiozdan. Da. Hai să vorbim cu Mihaela. Mihaela e învățătoare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână! Bună dimineața! Da. Cum e cu... Ce să vă spun? Întrebați-mă dumneavoastră și eu vă răspund. Deci, câte manuale, caiete trebuie... Bun, la clasa primară presupun că sunt mai puține, nu? Abecedarul și... Da, așa presupunem, dar avem manuale la limba și literatura română, manual la matematică, avem manuale la educație civică, la științe ale naturii, la arte vizuale și abilități practice, la muzică și mișcare. Și le trebuie să... La... Le trebuie în fiecare zi... Manualele? Eu personal să știți că nu le cer, nici nu folosesc manualul de AVAP, cel cu arte vizuale. Da. Nu-l folosesc pentru că mi-organizez lecțiile încercând să le fac integrat. Ok, dar potrivit organizării generale a învățământului, în mod normal, copiii ar trebui să care toate astea după ei în fiecare zi, nu? Asta ar fi. Da, pentru că nu avem sistemul acela de învățământ pe care îl vedem noi în țările occidentale și civilizate, în care elevii rămân la școală până la ora 3 sau până la ora 4, am înțeles eu. Când iau masa de prânz la școală și au un program de efectuare a temelor sub supravegherea cadrelor didactice. Și după aceea nu mai este nevoie să transporte. Asta-i. Cum? Da. Și după aia pleacă acasă și sunt și copii pleacă după acasă, masă. Da, lăsând la școală toate lucrurile, fac alte activități. Uh-huh. La noi este destul de dezorganizat aspectul acesta. Uh-huh. La școala unde lucrez eu, da, există after doar pentru unele clase, pentru că a școlii clădire nu permite să organizeze after pentru toată lumea. After school. Când zic că vine gimnaziu, eu la ora 12, vreau, nu vreau,
trebuie să-mi strâng toate lucrurile în brațe și să ies din clasă, pentru că intră ciclul gimnazial. Nu este normal într-un sistem de învățământ să ai două ture, de dimineață și după amiază. Toți elevii, indiferent de vârstă, ar trebui să învețe numai de dimineață. Mai bine de țară europeană. Auziți, dar dulăpioare există, da, pe de altă parte, dacă își lasă manualele acasă, dacă își lasă manualele în dulăpioare și trebuie să-și facă temele acasă, cum se descurcă? Ar putea folosi manualul digital, e adevărat. Uitați că, ascultându-i pe ceilalți vorbitori, m-am gândit că mi-am dat seama că eu nu le-am cerut să folosească manualul digital acasă pentru teme. Dar iarăși aici apar niște dificultăți. N-avem net, nu știu ce, nu mai funcționează tableta, nu știu ce s-a întâmplat, deci tot timpul apar niște ceva. Unde este școala? În ce oraș e școala noastră? În București, sunt în București. București. Mulțumesc foarte frumos pentru explicații, doamnă Sărăuna. Mihaela, mulțumim tare mult. Dan, bună dimineața. Dan, alo? Bună dimineața. Da. Salut, Dan. Experiența ta. Bună dimineața, am auzit? Da, sigur, foarte bine, te rog. Eu am rămas acum interzis și am auzit-o pe doamna de dinainte, manual de educație fizică. Cu asta m-a lovit în pălărie, nu mai am ce să mai comentez. Să știi. Da, și noi ne plângem că s-au micșorat numărul de ore de educație fizică. Păi educație fizică este deschiderea manualului. Așa se face mai nou. Dar să vă spun pentru ce am sunat eu. Da. Am venerabila vârstă de peste 60 de ani. Și am făcut școala, cum vă puteți da seama, pe vremea nenorociților de comuniști, cum zic unii. Da. Am să vă spun următoarea chestiune. Făceam naveta pe jos, eu am făcut preșcolare, acum îi zice clasa 0, la liceu de muzică. Și mai căream și vioara după mine, pe lângă restul manualelor. Și n-am urit nimeni, domnule, și n-am făcut nici coloană strâmbă și n-am făcut nimic. Dar se făcea și sport. Da, mulțumim frumos și, pentru intervenție, Dan. Nu puteai să scapi de sport decât cu anumite afecțiuni speciale, altfel nu scăpai de sport. Da, mulțumesc pentru intervenție. Acum, nu cred că asta este ideea, hai să răcărăm cât mai mult că nu moare nimeni. Dimpotrivă, ideea este cum putem să progresăm și să nu mai punem copiii să care manuale de câte 20-30% din greutatea lor, pentru că pur și simplu nu reușim să trecem la un sistem modern de învățământ în care copiii, cum o spunea doamna învățătoare mai devreme, să rămână după școală și să-și facă temele sub supraveghere, astfel încât să fie și copii totuși. Că acești copii se duc acasă, cară toate greutățile astea, după care se apucă, fac temele, o iau dimineața de la capăt, cât mai sunt ei copii. Și ca să încheiem cu sport, ne-a scris Raul din Târgu Mureș, zice, seara înainte de culcare mai fac niște exerciții de forță cu un bidon de apă de 5 litri. Am trecut la un alt nivel, odată cu începerea școlii, am înlocuit bidonul cu ghiozdanul fetei, care cântărește 5 kg și jumătate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.